15. Mai, termen limită pentru depunerea cererilor unice de plată în anul 2019. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, informează că, până la data de 22 aprilie, au fost depuse, în cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2019, peste 586.000 cereri pentru o suprafață care depășește 3,57 milioane hectare. La nivelul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, Centrul Județean Vâlcea, au fost depuse în cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2019 un număr de 13.560 cereri pentru o suprafață de 33.600 hectare. Depunerea cererilor unice de plată în cadrul campaniei 2019 se va încheia la data de 15 mai 2019, iar cei care nu se prezintă până la acest termen nu vor beneficia de sprijinul financiar acordat de APIA. Fermierii sunt așteptați să se prezinte la data și ora la care sunt programați conform invitației primite pentru a se putea utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererilor în campania 2019. Sprijinul financiar este finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.